Dacă nu au treabă cu incendiile, bărbații din Cupșeni se ocupă de inundații. Din fericire, nu a fost vorba de unele reale ieri, când mijloacele de intervenție au fost desfășurate pe străzile și ulițele din Costeni. Apele, mai mici sau mai mari, curgeau pe cursul lor firesc. A fost vorba de o simulare în caz de inundații, iar primarul comunei Cupșeni, Lucia Butcure, a fost alături de pompieri. Inundațiile sunt în Maramureș cea mai mare problemă creată de vreme, iar astfel de exerciții sunt necesare pentru a ști cum se poate interveni la astfel de cazuri. Simulări se fac în tot județul și se desfășoară sub supravegherea. Angajaților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș. În prima lună de primăvară sunt așteptate inundații, în condițiile în care precipitațiile sunt numeroase, iar încălzirea vremii duce la topirea stratului de zăpadă și creșterea debitelor pe toate cursurile de apă.